Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Mă numesc Zero Davila, asta e partea a patra din seria Busybox. Vom începe cu comanda CTTY Hack, care oferă unui program un terminal virtual, dacă acest lucru e posibil. TTY în Linux înseamnă Teletypewriter și provine din perioada de tranziție de la terminale fizice la cele virtuale. Acum am dat ca exemplu un tip Am dat ca exemplu SSH, programul SSH, care e un tip diferit de shell, de cel pe care o folosim în mod normal, numit bash. Următoarea comandă va fi comanda cat. Cat e folosit la eliminarea anumitor secțiuni din fiecare linie al unui fișier. Va trimite părțile selectate din fiecare linie al fișierului către standard out și le va afișa în terminal. Atunci când nu specificăm un fișier sau când fișierul e null, va citi standard in. În exemplul meu am o linie de text într-un fișier. Deci să punem o linie de fișier. Vom pune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și le vom separa de punct și virgulă. Îl trimitem într-un fișier denumit input. Deci avem linia aia de text în fișierul input. Apoi am concatenat fișierul și am trimis conținutul prin pipe către cat. Și am folosit opțiunea D pentru a alege un delimitator, unde am ales punct și virgulă, urmat de opțiunea F cu numărul 2 ca argument, ceea ce înseamnă că va afișa doar ce e înainte de al doilea delimitator. Apoi rezultatul a fost trimis într-un fișier denumit output și când am concatenat fișierul, vedem că din toată linia de text, din input, am reușit să selectăm doar a doua cifră. Comanda date e încă una din utilitarele de bază ale sistemului Linux și poate afișa sau schimba variabilele care conțin valorile ceasului de sistem, data și ora. E o comandă care are multe opțiuni disponibile, în principal de formatare al output-ului, pentru a face munca mai ușoară când scriem scripturi de bash care trebuie să țină data și ora într-un anumit format, pentru fișiere loc, de exemplu. Dacă scriem comanda fără argumente, pur și simplu ne afișează data și ora curentă în formatul standard. DC înseamnă Desk Calculator și e un calculator care ne permite să definim și să apelăm macro-uri. În mod normal, DC citește din standard input și dacă îi oferim opțiuni când apelăm comanda, care sunt de fapt fișiere, atunci DC va citi și executa conținutul fișierelor înainte de a începe să citească din standard in. Tot output-ul normal e trimis către standard out. Toate erorile sunt trimise către standard error. Un calculator reverse polish, adică cu notație postfix, stochează numerele într-un stack. Când introducem un număr, îl adaugă la stack, iar operațiile aritmetice se comportă ca un pop pentru stack și dau jos argumente de pe stack pentru a afișa rezultatul. Acum urmează comanda dd, care e folosită la a copia fișiere, convertind formatul de date în proces, în funcție de specificațiile noastre. E o unealtă care ar trebui utilizată cu precauție, totuși, pentru că o utilizare necorespunzătoare sau introducerea valorilor greșite ar putea șterge, distruge sau rescrie datele de pe hard disk. Urmează comanda deallocate virtual terminal. Și e o comandă care va dealoca memoria kernelului și structurilor de date pentru toate consolele virtuale neutilizate. În cazul în care unul sau mai multe argumente AND sunt oferite, argumentele fiind numere, numai consolele corespunzătoare lui /dev /tityand sunt dealocate. O consolă virtuală este neutilizată când nu este o consolă de prim plan, de foreground, care nu are procese deschise pentru a citi sau scrie și care nu are text selectat pe ecran. Și atunci va fi dealocată. Acum urmează comanda depmod. Comanda depmod generează o listă de dependențe al kernelului și fișiere map asociate. Depmod analizează modulele de kernel în directoriul /lib /modules/kernel-release și creează o listă de dependențe denumită modules.dep, astfel încât atunci când modulele sunt adăugate și îndepărtate folosind mod probe, niciun modul nu va fi prezent în absența celorlalte module care îi sunt necesare. În același timp, se creează o hartă corelatoare al identificatorilor de hardware și modulele care le folosesc. Mapare e folosită pentru a găsi modulul corect atunci când o piesă de hardware îl cere. Kernelul se bazează pe depmod și modprobe pentru a-i oferi datele brute pentru modulele sale, în ordinea în care trebuie încărcate. Avem devmem.
Iar DevMem e un program care are acces la memoria fizică al unui dispozitiv și care poate scrie și citi direct din memoria fizică în Linux, ocolind memoria virtuală. Și cu asta am încheiat episodul de ziua de astăzi. Ne vedem la următorul episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să ne căutați pe Facebook și la www.tutorialevideo.info pentru mai mult conținut în domeniul tehnic. Pe mine, în mod personal, îmi puteți găsi la 0w11@gmail.com. Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați în comentarii sau din nou la www.tutorialevideo.info. Mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi bună!